Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta este în Cartea Genezei, capitolul 41, voi citi un singur verset, versetul 9, Geneza 41:9. Și aici cuvântul Domnului spune în felul următor: atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon: mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Amin. Pentru cei ce nu sunteți obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturii, cât și pentru cei care poate cunoașteți istoria, dar nu v-ați uitat de mult în ea, pasajul pe care l-am ales în dimineața aceasta de sărbătoare, de Father's Day, vorbește despre niște timpuri străvechi, vremuri arhaice, când Iosif, fiul lui Iacob, fiul preiubit al lui Iacob, se găsește vândut, sclav în Egipt. Este acuzat pe nedrept acolo în Egipt și este închis. În momentul în care acest pasaj are loc, Iosif este închis în Egipt. Dar personajul din istoria noastră, care este paharnicul lui Faraon, o poziție la curțile împăraților de testare a băuturii împăratului. Totdeauna înainte ca împăratul să bea din cupa lui, trebuia cineva să testeze băutura. Nu era un lucru simplu, pentru că dacă era otrăvită, murea testatorul primul. Și paharnicul acesta a fost acuzat de o faptă făcută împotriva lui Faraon, el împreună cu pitarul. Deci, cum am spune astăzi în engleză, the butler, cel ce pregătea mâncarea lui Faraon și gusta mâncarea lui Faraon în fața lui Faraon. Amândoi au fost închiși și s-au nimerit în aceeași celulă cu Iosif. Oamenii aceștia, slujitorii aceștia lui Faraon, au avut câte un vis fiecare. Și visul i-a tulburat. Au povestit a doua zi despre visele lor și Iosif a zis: eu pot să vă ajut. Uite, de exemplu, în dreptul paharnicului, visul pe care l-ai avut tu înseamnă că peste 3 zile Faraon te va scoate de aici din temniță, te va găsi nevinovat și te va repune din nou în poziția în care ai fost de paharnic la curtea împăratului. Pitarului, brutarului sau de butler, i-a spus: în dreptul tău interpretarea este aceasta. Peste 3 zile și tu vei fi scos din temniță, însă Faraon te va găsi vinovat în acuzația adusă împotriva ta și peste 3 zile, deci, vei muri. Lucrurile s-au întâmplat exact așa cum au fost prezentate de Iosif. Însă, înainte ca ei să fie eliberați, Iosif a avut o rugăminte și a spus, în special paharnicului: când vei fi pus din nou în slujbă la curtea lui Faraon, pentru că tu ai acces la împăratul, pune o vorbă bună pentru mine. Vorbește și în dreptul meu. Cauza mea este o cauză nedreaptă în acuzare. Eu sunt nevinovat și poate că Faraon se îndură și de mine. Și oamenii fac multe promisiuni. Da, sigur, nicio problemă. Dacă se întâmplă, cum spui tu, vorbesc cu toată curtea lui Faraon și o să fie eliberat. Dar lucrurile n-au mers așa. Au ieșit din temniță, paharnicul a fost reabilitat, pus în slujbă și a uitat totul. Numai că Dumnezeu n-a uitat. Dumnezeu nu uită
nimic din viața noastră, nici un amănunt. Și i-a dat un vis lui Faraon. Și Faraon a fost tulburat de visul lui. Așa chema sfernicii a doua zi ca să le spună visul, cu anii de belșug, 7 ani de belșug și 7 ani de foamete, după interpretarea pe care a primit-o apoi mai târziu de la Iosif. Dar nimeni n-a putut să-i tâlcuiască, să-i interpreteze visul. Și în circumstanța aceasta, paharnicul a zis, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Eram în temniță, mi s-a întâmplat aceasta și aceasta și acolo un tânăr evreu mi-a tâlcuit visul. Cred că va putea face și pentru Faraon. Și în felul acesta Dumnezeu folosește visul lui Faraon să-l scoată pe Iosif din temniță, să fie numit omul numărul 2, deci vicerege sau prim-ministru, administratorul general al Egiptului și Iosif să aibă grijă de casa lui Faraon, de tot Egiptul și practic de tot Canaanul, pentru că prin măsurile pe care le-a luat ca să preîntâmpine foametea ce a urmat, a putut să salveze și țara Egiptului și Canaanul, inclusiv familia lui. Veți zice, dar de ce cuvântul acesta într-o zi de sărbătoare, într-o zi de familie? Pentru că în familie, frați și surori, doamnelor și domnilor, și noi suntem obligați, chiar dacă este un termen mai greu, mai aspru, suntem obligați să ne aducem aminte, să nu uităm. Mesajul meu se intitulează pentru noi toți în această dimineață, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. În relațiile de familie, soț, soție, părinți, copii, trebuie să fie o aducere aminte. Dacă părinții uită pe copii, la vremea lor copiii uită pe părinți. Iar dacă fiii și fiicele noastre uită binele și efortul pe care părinții l-au făcut în creșterea și în educarea lor, sacrificiul pe care l-au făcut, binecuvântarea în viață, chiar dacă este la ora aceasta, va dispare. Pentru că este o lege scrisă în univers de Dumnezeu. Dacă cinstești pe tată și pe mama ta, Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă întorci spatele părinților tăi, care s-au ostenit să-ți facă bine, Dumnezeu își va lua mâna de peste tine. De ce este important să ne aducem aminte de relațiile de familie și de ce trebuie să facem în familie? Și uitați-vă în pasajul acesta împreună cu mine, în versetul acesta, sunt 4 lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare și în casă, în acest proces de aducere aminte. 4 lucruri. Primul lucru este să avem grijă de memorie. Să avem grijă de memorie. Acum, sunt multe lucruri pe care noi le putem uita, este drept. Cu timpul uităm, dacă suferim și de o problemă medicală care afectează procesul de memorie, putem să uităm. Dar sunt lucruri bazice care nu trebuiesc uitate. Pentru că, vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun acum, sunt 2 lucruri în memorie, legate de memorie, care pot să aprindă casa sau pot să facă liniște în casă. Aici, paharnicul spune, mi-aduc aminte de greșeala mea. Dacă uiți ce trebuie să ții minte, deci dacă uiți ce trebuie să ții minte, și dacă ce nu trebuie să ții minte, nu uiți, atunci ai problemă în casă.
Vedeți, noi de multe ori uităm ce nu trebuie uitat. Și nu uităm ce trebuie uitat. Uităm că Dumnezeu ne-a făcut bine. Și cuvântul Domnului ne cheamă și ne spune: binecuvintează suflete al meu pe Domnul, și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Niciuna. Și ce greu este să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a făcut bine. Este greu. Dacă vă uitați în continuare în Psalmul 103, spune că Dumnezeu ne vindecă, ne dă mântuirea, ne ocrotește, nu ne face după faptele noastre, nu ne face după fără de legile noastre. Ne face bine și ne comportăm ca și când Dumnezeu n-ar fi făcut nimic pentru noi. Este o cântare veche, n-am auzit-o de mult, care spune ceva cam în felul acesta, deci probleme de memorie. Ia în seamă și darurile, toate binecuvântările, căci Domnul ți-a făcut parte și de ele. Cui dintre cei ce mă ascultați în dimineața aceasta v-a făcut Domnul bine? Să vedem. Dar vreți să vă întreb, cât ați uitat binele care vi l-a făcut Domnul? Foarte mult bine uităm. Și deci în familie memoria ne poate face probleme. De ce? Pentru că uităm ce nu trebuie uitat și ce trebuie uitat ține minte. Ce trebuie uitat ține minte. Ai greșit și am greșit. Trebuie să uităm și trebuie să ne iertăm. Dar ține minte greșelile și nu ține minte faptele bune. Ține minte hopurile vieții. Și care n-a avut hopuri? Care n-a avut probleme? Care n-a avut greșeli? Care n-a avut căderi? În interrelațiile noastre, frați și surori, părinți și copii, soț și soții, în interrelațiile noastre este imposibil să nu greșim. Este imposibil. Dar noi avem un har de la Dumnezeu și harul este să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne lucreze memoria. Pentru că cel ce activează memoria este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El ne aduce aminte de dragostea lui Iisus Hristos, de lucrarea lui Iisus Hristos, de prezența lui Iisus Hristos cu noi, inclusiv în familie, inclusiv în viața noastră. Și dacă ne aduce aminte, ne aduce aminte ca să nu uităm. Dar dacă nu lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră, ca să aibă grijă de memoria noastră, atunci ce trebuie uitat, nu uităm. Și avem în față mereu lucru rău, lucru negativ, care ne face probleme și care ne înstrăinează și care face ca viața să nu mai aibă culoarea aceea frumoasă care ar trebui să o aibă. Deci când paharnicul a spus, mi-aduc aminte, și când tu și cu mine trebuie să spunem, mi-aduc aminte, primul lucru pe care îl avem în vedere este să avem grijă de memoria noastră. Al doilea lucru, mi-aduc aminte, prin aceasta paharnicul vrea să spună să avem grijă de omisiunile noastre. Ce însemnează aceasta? El trebuia să-i spună lui Faraon ce i s-a întâmplat în închisoare despre Iosif, mai ales că Iosif l-a rugat. Pune o vorbă bună la Faraon. Dar ce a ales el să facă? A omis.
a omis. Și a omite în familie, în relațiile de familie, lucruri pe care putem să le facem și pe care trebuie să le facem și care pot să aducă liniște și care pot să aducă pace, din nou creează dificultăți, creează probleme. Nu este așa că ne place să fim selectivi. Asta o facem, asta nu o facem. Ne place să fim selectivi și în relația cu Dumnezeu. Cuvântul acesta îmi place, cuvântul acesta nu îmi place. Dar nu avem dreptul să omitem nimic din legea lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, dacă o poruncă ai omis-o, în cât ai greșit? În toate. În 10. În familie este la fel. Ce poți face bine, fă bine. Ce poți îndrepta, îndreaptă. Ce poți salva, salvează. Omitere. El a ales să nu spună. Nimeni nu l-a împiedicat. Și partea tristă este aceasta, că ieșind din întuneric, din întunericul celulei în care a fost, ieșind de sub întunericul posibilității de a fi condamnat la moarte, pentru că faraon avea drepturi absolute de viață asupra supușilor, nu trebuia să-și întrebe consiliul, l-ajutăm pe ăsta să fie cu un cap mai scurt sau nu. El dădea poruncă și se executa. Dar vedeți, dumneavoastră, când îți merge bine, uiți că mai sunt oameni necăjiți, uiți că sunt lângă tine oameni care ora le merge rău sau care au probleme și care ar putea fi ajutați de tine, ar putea fi ridicați de tine. De aceea, într-o zi ca aceasta, trebuie să ne rugăm Domnului să ne binecuvinteze nu numai memoria, dar și voința. Și voința, pentru ca în voința noastră să nu fie loc pentru a omite ce este bine. Dacă tot trebuie să omitem ceva și facem de bunăvoie o misiune, să fie exact așa cum face Dumnezeu. Mă întorc din nou la Psalmul 103. El spune, Dumnezeu nu ne face după faptele noastre, nu ne face după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mult îndepărtează El de la noi fără de legile noastre. Dumnezeu alege să omită, să îndepărteze ceea ce ar putea să mă condamne, să te condamne. Dar o face pentru că mă iubește. Spune, El știe că suntem din țărână. Știe lucrul acesta. Știe din ce material ne-a făcut și știe în ce condiții ne găsim. Și dacă și noi învățăm de la Domnul ca să ne lucrăm pe lângă memorie voința, în felul acesta vom ști ce să omitem din viața noastră și vom ști ce să activăm în viața noastră. În al treilea rând, actul acesta de aducere în minte, care e valabil și în familie, deci în casă și în biserică, pe lângă memorie, pe lângă actul de a omite, pe lângă voință, este să ai grijă de persoana ta. Cine știa, vă pun o întrebare, cine știa în momentul acesta ce știa paharnicul? Cine mai știa ce știa paharnicul? Nimeni. Pitarul era mort. Deci era singurul care putea să facă o diferență. Și lucrul acesta este mare, este capital în relațiile dintre oameni.
Dacă tu ești cel care poți să faci diferența, fă această diferență. Este valabil în biserică, în părtășia noastră, este valabil în business, este valabil în societate, este valabil în familie, este valabil între prieteni. Nu era altul, doar paharnicul. El putea să facă această diferență. Și în felul acesta, având acces zilnic la faraon, în final a putut să aibă prin cuvântul lui și prin mărturia lui un aport la decizia lui faraon de a-l elibera pe Iosif. Dacă tu, în dreptul tău, știi ceva care poate să ajute, nu tăcea. Nu tăcea. Pentru că auzi zvonuri în jurul tău, auzi acuzații în jurul tău, la adresa nu știu cui. Așa cum va zice David într-unul din psalm, aud vorbele lor rele, inclusiv pe ulițe. Dar dacă tu știi adevărul, știi ce este bun și bine, nu fi complice la starea aceasta de lucruri. Pentru că tu, persoana ta, poate să facă o mare diferență. Deci înțelepțește-te și lasă-te în mâna Domnului să fii un instrument al păcii. Un instrument al binecuvântării. Un instrument al rezidirii relațiilor. Un instrument sfânt în mâna lui Dumnezeu. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, mi-aduc aminte ce vrea să spună paharnicul. În interrelațiile umane ai grijă de conștiința ta. Pentru că uitați ce spune el aici. Mi-aduc aminte astăzi de greșeala cui? A mea. Nu vedeți, noastră, că noi întotdeauna ne aducem aminte de greșeala celui de lângă noi? Și nu lăsăm conștiința să ne lucreze. Adu-ți aminte de greșeala ta, nu-ți aduce aminte de greșeala altuia. Pentru că dacă ți-aduci aminte de tine, de vorbele tale, de atitudinea ta, de stilul tău de viață, de umblarea ta, de neiertarea ta, de acțiunile tale, ale mele, dacă de ele nu mi-aduc aminte, întotdeauna pe mine mă văd bine și pe cel de lângă mine, că este copilul meu, că este soțul, că este soția, că este tata, că este mama, întotdeauna îi văd greșit. Discutau doi despre echipul lui Dumnezeu, un om, spune o istorie scurtă. Și unul spunea tare, zice, păi Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Omul se aseamănă cu Dumnezeu. Și ai spune, bă, la mine în casă așa este, zice, dar nu eu. Ce soția mea, zice, seamănă cu Dumnezeu extraordinar. Și da cum? Și întotdeauna ea are dreptate. Dumnezeu este drept, zice, așa este. Dar sunt soți care întotdeauna numai ei seamănă cu Domnul, sunt soții care numai ele seamănă cu Domnul, întotdeauna au dreptate. Nu se poate, în relațiile dintre doi, în relațiile din casă, între relații între soți și soții, în relații între părinți și copii, și nepoți mai târziu, trebuie să fie în primul rând poziția aceasta, conștiința mea.
mi-aduc aminte de greșeala mea. Și dacă vă uitați în, dacă v-ați putea uita în textul ebraic, m-am uitat peste ele înainte ca să stau în fața dumneavoastră, acolo zice, mi-aduc aminte astăzi de, nu spune greșeala mea, scrie de păcatele mele, la plural, care sunt multe. Nu știu cum traduce în engleză, ce variantă aveți acolo. Puneți pe ecran textul englezesc, Geneza 41:9, să vedem cum este tradusă. Remember my offenses. Observați, cel puțin spune offenses la plural. Pentru că nu-i numai o greșeală. Câți ați făcut numai o greșeală în viață? Man. 100? 1000, nu? Mi-aduc astăzi aminte de greșelile, ofensările, asta înseamnă păcatele mele. Frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să ne rezolvăm problema conștiinței personale. Puțin amin. Puțin amin. Avem probleme cu conștiința, înseamnă? Avem probleme cu conștiința. Nu te uita numai lângă tine și un pic mai încolo de tine. Uită-te în tine. Uită-te în inima ta. Uită-te în faptele tale. Uită-te în umblarea ta. Uită-te în cine te știi tu că ești? Pentru că tu și Dumnezeu, ca și paharnicul acesta, numai el și Dumnezeu mai știe acum care era secretul. Uită-te tu și Dumnezeu. Și atunci vei vedea că nu vei fi așa de colțuros. Vei accepta să te șlefuiești. Și părtășia cu soțul, cu soția, cu copiii, cu frații, cu prietenii, cu cei din business cu care lucrezi, va fi cu totul alta. Va fi cu totul alta. Dar asta însemnează ca astăzi să-ți aduci aminte. Aduți aminte rezolvându-ți memoria. Cheamă și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți lucreze memoria. Pentru ca să uiți ce trebuie uitat. Să uiți ce trebuie uitat. Dar să nu uiți ce trebuie ținut minte. Roagă-te Domnului ca în omisiunile tale, în poziția pe care o ai de a zice asta o fac și asta nu o fac, să nu omiți a face ce este bine. Să nu omiți a fi recunoscător. În societatea contemporană, recunoștința este foarte, foarte puțină. Uită oamenii așa de ușor că li s-a făcut bine. Și uită oamenii că Dumnezeu le-a făcut bine. Apoi, adu-ți aminte și ai grijă de importanța persoanei tale. Mi-aduc astăzi aminte, pentru că numai El știa. Și pentru că numai El știa, El a putut să facă o diferență, să trăiască Egiptul. Să trăiască Canaanul și să rămână o națiune pe care Dumnezeu și-a ales-o să fie a Lui, națiunea ebraică. N-a știut El că face lucrul acesta, dar pentru că a făcut-o, Dumnezeu s-a folosit de El. Pentru că El putea să facă lucrul acesta. Și în final este vorba de conștiință. Adu-ți aminte de greșeala ta. Aș vrea să vă chem la rugăciune și dacă cineva crede că
a greșit, a păcătuit. Spune-i Domnului cu sinceritate în dimineața aceasta în rugăciune: Doamne, mi-aduc aminte nu de greșeala mea, mi-aduc aminte de greșelile mele, greșelile mele. Și stare multe. Te rog, iartă-mă. Vreau să vă asigur ce spune cartea aceasta sfântă. Și astăzi, sângele Domnului Iisus Hristos curățește de orice păcat. Și dacă El curățește și iartă, iartă și tu. Și dacă El își impune să omite, să nu-și mai aducă aminte de ce a iertat, nu-ți mai aduce aminte nici tu. Și dacă El își impune să facă bine chiar celor care i-au întors spatele, imită-L pe Iisus Hristos. Fă ca El. Și în ultimă instanță, spune-i Domnului: Doamne, sfințește-mi conștiința mea, pentru că nu vreau să umblu în viață aducându-mi aminte numai de greșelile semenilor mei. Vreau să am înaintea ochilor mei greșelile mele, păcatele mele, ca să mă pot pocăi în fiecare zi. Amin?